Ziariștii vâlcenii nu au fost interesați de motivarea gestului celor doi opozanți ai candidaturii lui Mircea Guteu, după cum nici cei doi liberali n-au ieșit în față pentru a-și prezenta punctul de vedere. După o perioadă de gândire, unul dintre ei, consilierul local Gheorghe Ioniță, a explicat în cadrul emisiunii România Azi că sunt victorii care te coboară, dar și înfrângeri care te înalță. Punctul meu de vedere a fost acesta, pe undeva și nu dezvolt, că asumarea, în contextul în care se află Râmnicu Vâlcea, cu primarul nostru arestat, cu candidatul cu situația cunoscută și în condițiile deschiderii frontului luptei anticorupție, asumarea realegerii ca primar a colegului nostru Mircea Guteu trebuie să aparțină doar râmnicenilor ca atare și nu un partid politic să își asume acest lucru. Sigur că era un punct de vedere. De ce spun asta? În condițiile în care ar fi fost o candidatură independentă, potențiala victorie a lui Mircea Guteu ar fi avut străluciri de diamant. Credeți-mă, străluciri de diamant. La fel cum și titlul de cetățean de onoare, dacă se ridica după ce se primea de la CEDO, la fel avea străluciri de diamant. În condițiile acestea, sigur că eu cred că avem șansele cele mai mari să câștigăm, dacă candidatura va fi validată, să câștigăm și vom câștiga cu 3-0. Chiar cu 3-0. Sigur că orice victorie contează și ce faci cu ea mai departe. Sunt și victorii care te coboară, sunt înfrângeri care te înalță, dar am speranța că nu va fi o victorie otrăvită sau o victorie toxică. Mai în glumă, mai în serios, liberalul Gheorghe Iuniță a mărturisit că i s-a părut corect ca PNL să aibă o soluție de rezervă pentru primăria Râmnicului.